Patriarhul Miron este o personalitate complexă și cu valențe speciale pentru Biserica Ortodoxă Română, dar și pentru statul român, pentru România în general, pentru că s-a și născut într-un context foarte efervescent, în care lucrurile se schimbau cu o rapiditate excepțională. Să ne amintim faptul că deja pe la 1850 Mitropolitul Andrei Șaguna încerca să reînființeze Mitropolia Ardealului, să înființeze diferite asociații care să lupte pentru românismul din Transilvania. Am înființat învățământul confesional de o valoare excepțională pentru păstrarea conștiinței naționale în Transilvania. Avem de-a face cu o încercare de desnaționalizare din partea maghiară, încât era nevoie de asemenea personalități care să știe, să fie pregătite să lupte pentru a trezi conștiința națională, pentru a o menține și mai ales pentru a încerca să se împlinească visul de aur al românilor de pretutindeni, unirea lor în aceleași granițe. Lucrul acesta se va întâmpla chiar în timpul păstoririi Patriarhului Miron. Și aș începe prin a arăta câteva elemente care au compus această mare personalitate a bisericii noastre și a României. În primul rând, s-a născut la 18 iulie 1868, deci în timpul păstoririi Mitropolitului Andrei Șaguna, și a făcut școală, în primul rând, în Toplița, acolo unde s-a născut primii 3 ani, după care a fost dat de tatăl său la școala săsească din Bistrița, care l-a format în stilul acesta nemțesc, i-a dat o orientare, am spune noi, universală prin cultura pe care și-a asumat-o acolo. Să nu uităm că în ultimele 2 clase a luat premii importante datorită râvnei sale la învățătură pe timpul studiilor la gimnaziul Săsesc din Bistrița. De asemenea, la 15 ani, din propria lui conștiință, îl roagă pe tatăl său să fie dat la un liceu românesc de data aceasta. Așa se face că va pleca la Năsăud, unde era un liceu confesional românesc și unde a întâlnit o serie întreagă de personalități. Aici va face parte, se va înscrie în societatea de lectură pe care o va și conduce. Este vorba de Virtus Romana Rediviva, al cărui conducător la un moment dat a fost chiar George Coșbuc. Apoi să ne amintim de faptul că după ce termină cu cea mai mare notă bacalaureatul, liceul de la Năsăud, își va îndrepta pașii către Academia Teologică de la Sibiu, pe care o va absolvi în 1890 și își propune de data aceasta să ajungă student la una din universitățile din afara graniților. El și-ar fi dorit să ajungă la Cernăuți, însă, sigur, așa au fost timpurile atunci și Mitropolitul Miron Românul îl trimite la Budapesta. Aici se va implica în viața studențească, va deveni membru al societății de studenți români din Budapesta și în această calitate va participa la foarte multe acțiuni în ceea ce privește trezirea conștiinței naționale. Din această calitate de student și președinte al Asociației Studenților, să ne amintim că vicepreședinte era chiar Iuliu Maniu, și tot acolo l-a întâlnit și pe Alexandru Vaida Voievod, mari făuritori ai Unirii de la 1 decembrie 1918. În calitatea lui de președinte al studenților din Budapesta, studenților români, va fi invitat să ia parte printre alți români din toate universitățile din afara granițelor. Va fi invitat și Elie Miron Cristea la aceste festivități care au avut loc la Constanța. Aici, luând cuvântul, își exprimă dorința și aproape profetic vorbește despre unirea Transilvaniei cu România. Eram deja în momentul în care deja unirea de bază se făcuse la 1859 și iată, conștiința aceasta de-a lungul veacurilor a rămas trează în mintea acestor mari personalități și în fața studenților propune lucrul acesta. A ieșit un mare scandal pentru că autoritățile
maghiare s-au sesizat, au sesizat autoritățile de la București și pentru că Die Cristea călătorise cu un pașaport pe un alt nume, a fost alungat din țară, a trebuit să fugă în Moldova pentru o perioadă de timp și abia ceva mai târziu, după câteva luni, să-și rea studiile la Budapesta după evenimentul de la Constanța. Patriarhul Miron Cristea este o figură de prim rang a istoriei Ortodoxiei Românești, în primul rând prin faptul că a fost cel dintâi patriarh al Bisericii Ortodoxe Române la ridicarea bisericii noastre la rang de patriarhie în 1925 și până în 1939. Pe de altă parte, o semnificație deosebită a avut-o și vom menționa la momentul potrivit lucrul acesta, faptul că el a ajuns la această înaltă demnitate bisericească din scaunul de mitropolit primat și mai înainte din scaunul de episcop al Caransebeșului. Deci era un reprezentant al Bisericii Transilvanene, al Ortodoxiei din Transilvania și prin persoana căruia, venind la București, a fost consfințită pe plan bisericesc în modul cel mai pregnant cu putință acest moment al uniunii bisericilor românești din toate provinciile locuite de români sub cărmuirea unui ierarh provenit din Transilvania. Patriarhul Miron Cristea a venit pe lume în vremea când în Transilvania mitropolit era Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, marele mitropolit al Transilvaniei din secolul al XIX-lea, dintre 1848-1874. Nașterea sa a fost în ziua de 18 iulie a anului 1868 în satul Toplița din părțile de nord ale județului Harghita, fiind fiu al unor țărani români din acele părți ale pământului românesc, Gheorghe și Domnița. Proveniența sa din Toplița avea să aibă ecou peste vreme, atunci când patriarh a ajuns aici la București ca mitropolit primat și apoi ca patriarh. Patriarhul Miron a ținut deosebit de mult ca în satul său natal, pe locul chiar al casei părintești, să înalțe o mănăstire. Dar până să vorbim despre lucrul acesta, să menționăm că botezul său a fost la numai două zile după naștere, deci în ziua de 20 iulie anului 1868, în biserica din ortodoxă din Toplița. Și atunci a primit și numele din botez Ilie sau Elie. Așa semna mai târziu, de pildă, ca autor al unei cărți de liturgică specială privitoare la programul iconografic și întocmirile din internul, cum zice, al Bisericii Ortodoxe, pe care o semna Elie Miron Cristea, pe când era un alt funcționar la Mitropolia din Sibiu. Deci Ilie sau Elie a purces pe cărările vieții, învățând în copilărie mai întâi clasele primare acolo, la Toplița, iar formarea sa mai departe a fost rânduită de părinții săi la școli dintre cele mai bune care se aflau în zonă, în primul rând
la Bistrița și apoi la liceul din Năsăud, un liceu românesc de foarte bună tradiție, un liceu foarte cunoscut.